Salutare prieteni, eu sunt Andrei de la Primul 11 și astăzi vom vorbi despre jucătorii lui Napoli care au fost pedepsiți drastic de patron și li s-a tăiat 25% din salariile de pe luna noiembrie. Înainte de a începe acest episod, nu uita să vă abonați la acest canal pentru a fi la curent cu tot ce se întâmplă în lumea fotbalului. Aurelio De Laurentiis, patronul lui Napoli, a decis să-i amendeze pe toți jucătorii care au pornit o adevărată revoltă împotriva lui la finalul meciului cu Red Bull Salzburg, încheiat 1-1 din Champions League. Atunci, atât Carlo Ancelotti cât și fotbaliștii au refuzat să plece în cantonamentul care le-a fost impus de patron. Aurelio De Laurentiis, patronul lui Napoli, și-a amendat toată echipa cu 25% din salariul pe care trebuiau să-l primească pe luna noiembrie, mai puțin pe Kevin Malcuit, fotbalist care este accidentat și care va reveni pe teren abia la sfârșitul lunii aprilie. Suma totală a amenzii se ridică la peste 2 milioane de euro. Lorenzo Insigne i-a transmis fiului patronului la sfârșitul meciului cu Red Bull Salzburg că ei nu se vor duce în cantonamentul de la Castel Volturno. Spune-i tatălui tău că ne ducem acasă. Jucătorii și antrenorii s-au ținut de promisiune, iar autocarul s-a întors gol la Castel Volturno. Aurelio De Laurentiis vrea să-și vândă vedetele din echipă în frunte cu Dries Mertens din motive financiare, patronul crede că le-a oferit salarii mult prea mari. În schimb, vrea să-și reconstruiască formația și se gândește serios să aducă jucători noi cu mare potențial. Erling Haaland, atacantul lui Red Bull Salzburg, este unul dintre cei mai în vogă tineri atacanți din Europa, iar Napoli îl dorește. În afară de norvegian, De Laurentiis îl mai vrea pe Grimaldo de la Benfica Lisabona și Sander Berge, coleg cu Yanis Hagi la Genk. Pe lista lui Napoli a mai apărut și numele lui Zlatan Ibrahimović, care, deși nu mai este o tânără speranță, poate aduce un plus extraordinar în atacul napolitanilor, mai ales că ar fi o lovitură foarte bună de marketing pe care italienii ar face-o. Dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita de like, share și subscribe. Eu am fost Andrei, împreună suntem Primul 11.